Astăzi, într-o frumoasă zi de primăvară, vă fac o ciorbă cremă. Da, nu e supă cremă, pentru că la noi, la români, dacă e acră, e ciorbă. Salutare, prieteni, și bine ați revenit la o nouă ediție Mixum. Gustul acestui preparat trebuie să fie acrișor. Așa mi se pare mie că merge foarte bine. Fiind un preparat din multe frunze fierte, copiii refuză să o mănânce, așa că am transformat-o în ciorbă cremă. Dar rămâneți după rețetă să povestim un pic despre ingrediente și despre cum am ajuns la această rețetă. Haideți să vedem ce avem nevoie. Am dat o tură prin grădină și am adunat ștevie proaspătă de primăvară, foarte bună, spanac de la piață, că la noi încă n-a crescut, urzici culese de la pădure, leurdă culeasă de la pădure, lobodă din grădină, ceapă verde și usturoi verde. Usturoiul încă e mic și pricăjit, dar atât a crescut până acum. Foarte bune. Un morcov și doi cartofi pentru cremozitate, să lege supa, pentru că frunzele nu leagă mare lucru și vreau să aibă și o anumită consistență cremoasă. Aceea o dau din cartofi, un bulb de fenicul, tot pentru aromă puternică din supermarket, busuioc și pătrunjel din seră și leuștean din grădină. Leuștean proaspăt verde, miroase ceva de nu vă puteți imagina. Leușteanul tânăr, acum a ieșit, atât a crescut. Două lămâi pentru acrit la final și evident condimente, nu facem nimic fără condimente. Chimen, ienibahar și curcuma. Etapele sunt foarte simple. Prima dată, ceapa și usturoiul tocate, împreună cu morcovul, călite în puțin ulei de măsline cu curcuma, cu turmericul. Turmericul se activează doar în prezența uleiului încălzit. Așa că atunci când tragem legumele un pic în ulei, activăm și turmericul, care este deosebit de sănătos și gustos. Nu vă feriți de turmeric, este foarte bun, foarte gustos, o să vedeți ce ciorbă bună faceți cu acesta. Restul le adăugăm la final. Vreau o puțină sare grunjoasă acum. Toate aceste ingrediente vor trage sare, dar la final, pe gustate, o dregem de gust. Să nu vă speriați că e cantitatea mare de frunze. În momentul în care fierb, nu rămâne mare brânză din ele. Până fierb frunzele, pregătesc zeama de lămâie pentru acrit și ingredientele pe care le pun crude. Da? Ați văzut, busuiocul, leușteanul și pătrunjelul nu le-am pus la fiert. Pe acestea le pun la final, când blenduiesc. Frunzele și rădăcinoasele sunt fierte. Băgăm mixerul în ele, opresc sonorul să nu vă rup urechile. Ce mai avem de adăugat? Verdețurile, pătrunjel, busuioc, leușteanul, care mi-au rupt nasul de cum miros cât am așteptat să se răcească zeama, și acum putem să le blenduim să facem o super cremă gustoasă. Acum, chimen, ce să vă zic, știți cum miroase? Vă dați seama din ingredientele pe care vi le-am descris cam cât de aromată este această supă, ciorbă. Acum, cu chimen și ienibahar, o trec peste orice standard de aromă. Două lingurițe de chimen măcinat. Chimenul este un alt ingredient pe care eu îl folosesc și îmi place maxim și vă recomand să folosiți chimen în mâncăruri, în mâncărurile în care se potrivește. Aici merge foarte bine și vreau și ienibahar măcinat, aproape două lingurițe, și adăugăm și zeama de la cele două lămâi. Și, dragii mei, aceasta este supa. Nu vă las așa, stați liniștiți, vă arăt și montajul. Scuze, platingul. Vedeți aspectul? Este cremoasă. Chiar dacă este făcută doar din frunze, morcovul și cartoful m-au ajutat să-i dau aspectul acesta cremos. Arată foarte bine. Un iaurt lângă, pâine neagră și așa trebuie să plece la masă. Puteți să o lăsați în varianta total vegetariană și să o mâncați doar așa.
Sau puteți să-i adăugați iaurt, puteți să-i adăugați ouă fierte, puteți să-i adăugați ce vreți voi. N-aveți idee cât e de faină să mai băgați 2, 3, 4 ouă de prepeliță fierte tari în această supă cremă. Eu totuși n-aș lăsa așa. Mai vreau un pic de ulei de măsline care a stat cu chili. Îi dă o tentă de picanteală. Și ca să mergem până la capăt, un pic de chili presărat pe deasupra. Și dintr-o cremă verde monocoloră, acum avem o combinație frumoasă de culori. Dacă puneți și iaurt în ea, își schimbă încă o dată culoarea. Ce să vă mai zic? Sper că ceea ce vedeți este suficient. Dacă ați vrut doar rețeta, vă mulțumesc că ne-ați urmărit până aici. Eu imediat o să vă mai povestesc câte ceva despre ingredientele folosite și să vă încurajez să le mâncați. Mulțumesc frumos! Cât vă povestesc despre ciorbă și ingredientele folosite, vă las să vă bucurați de câteva imagini pe care le-am filmat în Delta Dunării. Dacă vreți să aveți o experiență autentică în Delta Dunării, găsiți programele noastre pe descoperadeltadunării.ro. Așa cum am spus mai devreme, povestea acestei ciorbe este legată de refuzul copiilor mei de a mânca frunze fierte. Îmi doream foarte mult să le ofer această infuzie primăvara, atunci când primele frunze adună tot ce este mai bun în pământ, le amestecă cu primele raze de soare ale primăverii și creează un elixir de vitamine și minerale, numai bun pentru reîncărcarea proviziilor organismului, secătuit după iarnă. Așa că am compus o ciorbă, cum o știam eu de la bunicii mei, care toată viața au avut o grădină de zarzavaturi și legume de bază și în fiecare primăvară făceau aceste ciorbe. Pentru ei era ciorba de frunze de primăvară și se făcea din orice amestec de frunze care creșteau atunci. Bunica mea o acrea cu borș de casă, dar acum nu reușesc să mai găsesc acest borș de cumpărat și nici nu am timp să-l fac. Așa că o acresc cu lămâie. Nu că ar fi ceva rău. Lămâie este și sănătoasă și gustoasă. Pentru a-i convinge pe copiii mei să o mănânce, am pasat-o, le-am pus un iaurt lângă și am transformat-o în ceva ce mănâncă cu plăcere. Ciorba de frunze are un efect detoxifiant, tonifiant și vă va umple de vitamine și minerale. Nu există o rețetă standard pentru această ciorbă. Important este să aveți diversitate, să nu o faceți dintr-un singur fel de frunze sau să o lăsați neacrită sau necondimentată. Totodată, este importantă și cantitatea de frunze. Ați văzut în video câte frunze am pus. Păreau că nu vor încăpea nicicum în acea oală. Dacă nu aveți o cantitate suficientă de frunze, în loc de ciorbă, veți avea un ceai. Toate frunzele pe care le-am folosit, ștevie, lobodă, leurdă, urzici, spanac, ceapă verde, usturoi verde, busuioc, pătrunjel și leuștean sunt o sursă naturală de fibre, vitamine și minerale. Au efect antioxidant, detoxifiază și vă refac rezervele de vitamine și minerale din organism. Cele trei condimente. Chimenul este un super tonifiant, bogat în uleiuri esențiale, vitamine și minerale, în principal. Însă, conține fier, o cantitate bună de fier, dar și compușii care ajută la fixarea fierului în organism. Este antiinflamator și antibacterian, ajutând mult sistemele digestive și imunitar. Folosirea regulată a chimenului, precum și a altor condimente, aduce mari beneficii pentru organism. Turmericul sau curcuma a cucerit întreaga lume, atât prin calitățile sale gastronomice, cât și prin proprietățile benefice pe care le are asupra organismului uman. În medicina ayurvedică, turmericul este o vedetă. În zonele în care este prezent în alimentația zilnică, se constată o incidență foarte mică a cancerurilor. Totodată, este antiinflamator, antioxidant și mai ales este dovedit ca ameliorator în afecțiuni neurodegenerative. Calitățile gastronomice ale turmericului sunt fabuloase, oferind o savoare deosebită mâncărurilor. Este principalul ingredient din celebrul amestec indian, curry. Pentru că este solubil în grăsimi, turmericul se pretează bine la condimentarea cărnurilor pentru că se va activa în prezența grăsimii din carne. Dacă îl folosiți la preparate din legume, adăugați-l de la început în puțin ulei pentru a-l activa. Al treilea condiment, ienibaharul, a fost descoperit de Christopher Columb în Jamaica în timpul celei de-a doua călătorii către America. În secolul al XVII-lea, negustorii de condimente l-au asemănat cu un amestec de puișoare, scorțișoară și nucușoară. De aceea, în limba engleză, a fost denumit allspice.
Treptat s-a răspândit în întreaga lume datorită aromei sale unice, precum și a calităților sale asupra sănătății umane. Este bogat în eugenol, un compus cu proprietăți antibacteriene, antifungice, antiinflamatorii și de combatere a cancerului. Realizat și singuri, că în total, această combinație de frunze și condimente, pe lângă hrană, oferă și foarte multe beneficii sănătății voastre. Să fiți sănătoși cu alimente, nu cu medicamente. Vă mulțumesc!